Stimați telespectatori, alături de mine se află doamna Adriana Florica Flămânzi și domnul Adrian Flămânzi. Bună ziua! Bună ziua! Bine ați venit! Bine v-am găsit! Dânsii sunt administratorii firmei ProtMob SRL. Spuneți-ne, cu ce se ocupă firma dumneavoastră? În prima fază, deci, funcționează din 1994 prelucrarea lemnului în ceea ce privește produsele finite, numai produse finite, ambalaje, în ceea ce constă lădițe, pe intern, să zic așa, dar produsele de bază care le producem noi la firma noastră sunt numai produse de export. Pot să spun așa, sunt vreo 6 produse de export. Lucrăm cu Italia din 94, efectiv, produsul de bază îi exportul. Să zic așa, am început în 94 cu suporți plianți, denumirea lor oficială, dar denumirea lor, să zic în termeni populari, capre. Multă lume au făcut. Pe urmă am lucrat pe Franța, pe urmă am găsit un beneficiar foarte de treabă, să zic așa, pe Italia și mi-a dat mult mai multe produse. Niște dulapuri de curte, așa, vreo 3 tipuri. În denumirea lor oficială pe Italia, Armandilo 1, Armandilo 05, Comodilo, etajere, diferite mărimi. Deci, dulapurile sunt niște dulapuri de curte, etajerele chiar în interiorul unei camere să pot pune pe ele o carte, un radio, un pick-up, ceva de genul ăsta. Deci, cu asta ne ocupăm acum, actualmente. Numai că am avut o problemă în 2006, am avut o pierdere de 20.000 de euro. Am livrat 2 tiruri de marfă pe Franța și nu mi-o dat banii. Și cu asta am pierdut foarte mult. Dar n-am stat jos, nu am ridicat capul sus, am mers înainte, puțin cu puțin am lucrat. Am avut în mare parte 7 angajați, așa, am rămas la 5. Și pot să zic că problemele mari pe care le întâmpinăm, probabil e pe plan mondial, să zic așa, dar zic, mă limitez la țară, încasarea banilor pe care o am, ce mă încurcă, deci ce mă încurcă să nu fiu la zi, însăși cu bugetul, deci nu pot achita datoriile la stat, asta e mult mai mult. În restul avem de lucru, nu mult. Am dat și eu un singur om în șomaj, așa, restul lucrez cu 5 oameni acum, 5 oameni am angajat, lucrez, nu mult, dar funcționez și au fost perioade când am mers destul de bine. Acum asta e, se pare că nu se poate mai mult, probabil, din ceea ce spune conducerea, guvernul, să zic așa, vom intra normal din iulie, zic ei, dar românul are răbdare, cred că așa să ne-o lăsa Dumnezeu, dotați cu răbdare și să așteptăm să vină iulie, augustul, să văd, poate iese ceva mai bine, poate va fi ceva mai bine, cam asta e problema, să zic așa, să... Dar restul mergem înainte, suntem pensionari amândoi. Am lucrat la fabrică, la fosta Regna sau să zic așa la Susenia, o aparținut de Bistrița și ne ținem în continuare cât putem, cât ne țin picioarele, capul, judecata, amândoi împreună, fiecare, el are problema, se ocupă cu muncitorii aici începând de la tot ce trebuie cu omul, cu muncitorul, să zic, eu mă ocup de producție, de acte, de comenzi, de cherestea, aduc, deci aprovizionare. Ce ține de aprovizionare? Să zic că poate va merge. Asta, speranță, trăim cu speranța că va merge și va fi bine, numai să așteptăm, să mai avem un pic răbdare, să treacă criza. Cât va trece, să zic așa.
cu răbdarea trece marea. Dar spuneți-mi, de ce ați ales acest domeniu de activitate? Ținând cont că am terminat școala de maestri în 81, în prelucrarea lemnului produsă finite din 80, deci am terminat în 81 la Piatra Neamț, așa, din 81 de când am terminat am fost maestru de produsă finite la Susenii Bârgăului. Păi dacă am lucrat cu lemnul, să zic așa, am lucrat din 65 lucrez ca recepționară, deci am început recepționer, am început de jos și nu puteam să fac covrici până la urmă, deci să zic așa sub formă de glumă, trebuia în continuare să mă ocup de ceea ce am învățat și cu ceea ce am lucrat atâția ani. Am fost maestru de industrializare la Susenii Bârgăului 30 ceva de ani, 30 de ani am fost acolo, am avut foarte multă lume și numai produsă de finite din lemn. Cam asta am făcut. Așadar, ați luat meseria treptat. Da. De jos ați ajuns până sus, acum sunteți patroană. Și cuitoare la secția de lăz, deci m-am angajat în 66. Am fost și cuitoare vreun an, doi, pe urmă am mai făcut un curs de calificare, am mai făcut școală, pe urmă m-am dus la școala de maestri și după ce am terminat imediat în anul respectiv am și primit post. Și cu asta mă ocup. Cât Dumnezeu mă mai ține și putere și cap și sănătate, în primul rând, o să mă ocup numai doar să fie bine. Să dea Dumnezeu să reglementeze situația asta la nivel de țară. Să... Criza numită. No, dacă îi criza sau îi făcută de noi până la urmă. Da, suntem prea mici a judeca problema asta. Ideea e să, și așa vorbim și amândoi cu soțul, ideea e să fie de lucru. Dacă îți de lucru, lumea e bună, avem oameni, avem muncitori foarte buni, harnici, punctuali, oameni buni, buni avem. Apoi pădure fără uscături nu este, dar putem zice, deci în ceea ce ne privește ca... să zic așa, ca și conducătorii, ținând cont căsa noastră, deci noi n-am lucrat cu băncile mulți ani, am fost cu, pe propriile noastre puteri, am mers bine, no, dar se pare că în viață trebuie să înveți, nu numai să câștigi, trebuie să știi să și pierzi. Și dacă pierzi, trebuie să ai căzut jos, te ridici și mergi mai departe. Asta e, așa o știu, așa am fost crescuți. Și lucrăm în continuare, să dea bunul Dumnezeu să fie bine, să avem de lucru. Până când ne vor ține puterile și capul și mintea și vom avea comenzi, am fost foarte fideli beneficiarilor, am respectat comenzile, ca drept dovadă nu ne-a uitat cu foarte multă lume, dar acum ne-am profilat cu un beneficiar din Italia cu care lucrez de 6 ani, să zic că ne cunoaște, o fol la noi. Să zic că ne va da în limitele posibilităților și a lor, că și la ei nu merge foarte bine. Așa că comenzile cât ne va da, puțin, așa am început anul ăsta, mult mai puțin ca anul trecut, și să zic că bunul Dumnezeu ne ajută și să vom merge înainte, așa, să...